Bine, v-am regăsit la horoscopul zilnic. Astăzi este vineri, mâine vom avea un horoscop de weekend, 2 în 1, cum s-ar spune, și sâmbătă și duminică. Dar chiar de astăzi, de vineri, începe să se resimtă unul din aspectele majore ale acestei săptămâni, pe care iarăși vă invit în horoscopul săptămânii să-l citiți, că veți găsi mai multe informații acolo, sau și în astrodrama lunii noiembrie. Fiind un aspect astral, eveniment astral atât de important și atât de rar, pentru că are loc o dată de la 12 ani însăcetător, i-am alocat un spațiu special și în astrodrama lunii noiembrie. Vă invit să ascultați și informațiile din acest filmuleț. Este vorba de conjuncția dintre Venus și Jupiter, întâlnirea lui Venus și Jupiter în zodia săgetătorului. Jupiter foarte puternic aici în zodia lui de domiciliu, deci este cu bateriile încărcate, chiar dacă se apropie de ieșirea din zodia săgetătorului și a făcut datoria timp de un an de zile. Și acum, pe ultima sută de metri, în curând, în vreo două săptămâni de acum încolo, va părăsi săgetătorul și se mută în Capricorn, dar acum, cât încă este foarte plin de energie specifică zodiei pe care o guvernează, se întâlnește cu minunata Venus, oferindu-ne niște auspicii cu totul și cu totul speciale, ieșite din comun, cum spuneam, foarte rare. Dar mai bine ascultați sau vedeți acele filme de care tocmai v-am spus, le găsiți și în cardurile atașate undeva pe ecran, pentru că sunt mult prea importante ca să le treceți cu vederea. Le puteți folosi din plin, aduc noroc tuturor zodiilor, în special celor pentru care cele două planete joacă un rol important. De exemplu, Venus este guvernatorul Taurului și a Balanței, deci acestea pot fi două zodii foarte favorizate, la fel și Peștii și Săgetătorul, care au o conexiune specială cu Jupiter, sau cei care au ascendentul în aceste zodii pe care tocmai le-am amintit, sau care au anumite planete, dacă le știți, în zodiile pe care tocmai le-am menționat înainte. Dar altfel, pentru toată lumea este o perioadă norocoasă. Sunt două planete numite benefice, marele benefic Jupiter și micul benefic Venus, care, iată, stau frumos la discuții tet-a-tet, mână-n-mână, și își schimbă între ele favorurile, grațiile și lucrurile bune pe care le pot oferi în viața noastră. Să profităm de această zi, mai ales că vineri este guvernată de Venus și Venus, iată, acum este atât de frumos ținută în brațe de Jupiter. Ca atare, poate fi o zi norocoasă. Și weekendul poate fi la fel, voi vorbi despre asta în horoscopul de weekend, dar chiar și astăzi, vineri, ne putem bucura de auspicii nemaipomenite. Ceea ce voi spune în cele ce urmează nu sună chiar atât de fericit, că nu toate planetele sunt într-o fericire zglobie așa prin zodiac, ci unele mai au câte ceva de lăsat ca amprentă nefastă, să zicem așa, dar faptul că cele două planete norocoase așa patronează tot, practic totul poate avea o rezolvare cu un dram de noroc, cu un dram de efort, cu un dram de încredere, optimism, gândire pozitivă de care deja mai vorbeam zilele trecute, dar cu atât mai mult acum când două planete atât de bune se întâlnesc. Refrenul zilei, pentru că deja v-am obișnuit cu ideea asta, punctul central al zilei este munca. E vineri, da, nimeni nu se mai gândește la muncă într-o zi de vineri când se apropie weekendul, dar tocmai munca le rezolvă pe toate. Ca atare, tot ce veți auzi în cele ce urmează are rezolvare prin muncă, prin așezarea voastră la masă, la pupitrul, la masă de lucru, cu unelte de instrumente de lucru în față, pentru a rezolva problema cu care toți ne vom confrunta într-o zi de vineri. Ca atare, nu vă, să zicem, speriați că ceva nu sună tocmai bine. Se poate rezolva orice problemă prin această cheie
pe care să o rețineți și să o puneți, să vărsați această soluție magică în tot ceea ce aveți de făcut astăzi. Muncă, efort. De exemplu, berbecii au o zi în care se simt un pic însingurați, triști, poate pun o mască pe figură și încearcă să fie veseli și încearcă să fie amuzanți. Venus și Jupiter îi ajută să se manifeste bine în societate, deci lasă o impresie excelentă, dar ce e în sufletul lor, numai ei știu că este un zbucium acolo, este o luptă și există un singur loc în care se va vedea că aveți ceva pe suflet. Și aceia sunt ochii. Cine vă privește astăzi în ochi, va spune, e ceva cu omul ăsta. Voi poate zâmbiți, dar e un zâmbet un pic cam fals, un zâmbet cam trist, cam îngândurat. Știți cum e vorba aia, zâmbești, zâmbești, dar nu e zâmbetul tău, sau râzi, dar nu e râsul tău. Cam așa vă simțiți și voi astăzi, asta arătați astăzi, că în ciuda eforturilor voastre de a părea simpatic, amuzant, detașat, relaxat, optimist, vesel, totuși în interior există o suferință, un dor, un regret, o supărare, ceva, o emoție, bineînțeles, nu tocmai favorabilă, pe care numai cei dragi o pot descoperi și asta se citește în ochi. Se poate trece și peste acest impas, cum am spus, prin muncă, ori munca vă ajută să vă concentrați la alte treburi, astfel încât să vă abateți gândul de la acele probleme care vă macină în interior, sau printr-un efort de control a emoțiilor puteți depăși această fază. Folosiți acel refren muncă în aceste două sensuri. Ori munciți și astfel golul din interior nu mai apasă atât de tare, ori munciți să-l umpleți la loc, să-l echilibrați, să-l înlocuiți cu ceva, să-l reparați. Există o soluție și într-o durere sufletească, dar pe care reușiți foarte bine să nu o arătați decât celor care vă cunosc cu adevărat și care ajunge să vă privească în ochi și să știe că ceva se întâmplă. Taurii sunt astăzi într-un moment interesant, pe voi vă ajută foarte mult conjuncția Jupiter-Venus, pentru că e Venus acolo și voi sunteți guvernați de această planetă, dar vă mărește foarte tare emotivitatea, tracul. Sunteți foarte temători, așa, vi se citește în ochi, că și la berbești spuneam asta, vi se citește în ochi trac fantastic. Nu e un trac, nu e o frică de ceva rău, nu de ceva rău, ci e precum tracul actorului care trebuie să intre în scenă prima dată sau la o premieră și se teme dacă n-am să știu replica, dacă mă bâlbui, dacă mă împiedic pe scenă. Ceva similar simțiți și voi în fața unui eveniment, bineînțeles, eveniment pentru care v-ați pregătit din plin, ați muncit, ați tras, că nu ziceam degeaba că centrul acestei zile este munca. Deci v-ați pregătit îndelung pentru a ieși în sfârșit pe scenă și să vă spuneți replica. Dar tot vă chinuiți așa în interior și vă frământați mâinile și vă plimbați precum un leu în cușcă de colo-colo, fără să vă găsiți liniștea. Totul va fi bine. N-are rost să vă faceți atât de multe griji inutile, pentru că ați învățat rolul ăsta și l-ați spus de 100 de ori și ați făcut 1000 de repetiții. Zic rol pentru că poate fi vorba de orice, poate fi vorba de prima întâlnire cu o persoană pe care vreți să o cuceriți, dar ați făcut ceva pași în direcția asta. Poate fi prima întâlnire la un job sau un interviu și iarăși vă măcinați acolo și vă frământați. Sunteți foarte bine pregătit, n-aveți de ce să vă temeți, sunteți și foarte ajutat de acea conjuncție Venus-Jupiter, deci ce aveți de făcut decât să ieșiți în scenă și să vă spuneți monologul sau replica alături de cineva cu mult curaj și cu încredere deplină că totul va fi bine. Gemenii sunt un pic măcinați de gânduri, nu vă găsiți liniștea. Vă gândiți acum la ceva, în clipa următoare altceva. E ca atunci când vă duceți și voi la
yoga, să zicem, și intrați într-o stare frumoasă de meditație și în clipa următoare, deși faceți eforturi acolo, să vă concentrați, să vă relaxați, să vă detașați, nu trec 3 secunde, n-am plătit factura aia. Nu mai trec 3 secunde, trebuie să sun pe cutare. Deci sunteți așa de plini de gânduri care nu vă lasă să vă concentrați la altceva. Chiar și dacă aveți foarte multe lucruri de făcut la serviciu, nu puteți. Gândul vă zboară încolo, zboară încolo. Parcă e un stol de păsări în mintea voastră și se lovesc de toți pereții coliviei, aceste păsări. Și nu vă puteți concentra eficient la nimic. Mereu sunteți rupt din încercarea de a vă concentra la orice fel de efort sau de muncă, de tot felul de cuvinte, telefoane, mesaje, vânzoleală, multă lume în jur, unul spune una, unul spune alta. Cum să vă concentrați într-o astfel de agitație perpetuă care face și mintea voastră să devină foarte agitată? Acele păsări de care ziceam, acel stol care se zbate și nu puteți să-l țineți sub control, în frâu, măcar puțin. Dacă vedeți că nu merge și nu merge și nu vă puteți concentra la nimic, mai bine vă vedeți de alte treburi sau niște activități în care nu e nevoie de gândire. Sunt unele persoane, inclusiv mama mea, care când nu vrea să se gândească la nimic, se joacă, nu știu, Mahjong pe calculator. Este un joc care nu face să se gândească la nimic în timpul ăsta, apasă pe niște butoane. Ceva similar faceți și voi astăzi, dacă nu vă puteți concentra la ceva intelectual, mental. Faceți ceva care să faceți automat. Împletiți, spălați vase, nu știu, niște chestii care le faceți ca pe niște automatisme în care nu e nevoie de concentrare. Acelea vor ieși de minune. Lucru cu uneltă, dar care iarăși nu e nevoie de super atenție și super precizie. Pentru că acolo, da, totul va fi bine, dar dacă e vorba și de un pic de atenție distributivă, concentrare, memorare, aducere la suprafața unor informații de mult învățate, cam greu, pentru că în mintea voastră e o vânzoleală totală și gemenii nu pot da randament în asemenea. Azi, că de obicei puteți, dar azi nu prea puteți da randament din cauza furtunii de gânduri. Racii au o zi în care se simt un pic ciudat în pielea lor, pentru că sunteți foarte influențabili. Sunteți de genul vostru și impresionabil, și sensibil, și fragil, se poate umbla ușor la coarda voastră sensibilă, puteți fi ușor păcălit de cineva care știe să vă atingă acolo la suflet. Ei, astăzi parcă și mai mult sunteți ușor de manipulat. Asta este ideea. Posibil să faceți ceva în beneficiu altuia. De exemplu, vine un coleg și începe să se plângă că e bolnav, că nu se simte bine, dar trebuie să depună lucrarea asta musai la ora 11 și voi, suflet mare și impresionabil, ziceți, las că fac eu treaba asta, tu du-te și decul că tu du-te și fumează o țigară. Ceva similar ar putea face oricine față de voi să vină cu niște lingușeli, vorbe dulci, cu minciuni, cu păcăleli, cu aburel, cu zăpăcel, vă zăpăcește de cap total, ca voi să faceți un efort, un serviciu, o activitate, ceva în beneficiu lui, el neavând nimic la urma urmei. E pur și simplu manipulare, e pur și simplu încercarea de a vă induce în eroare și s-ar putea să-i cam meargă. Dacă totuși, mai aveți o doză de realism acolo și vă dați seama că cineva vă manevrează cum vrea și cam sunteți la cheremul cuiva, ridicați-vă pentru dreptul vostru la descătușare, la eliberare, ca nu cumva să creați un precedent și data viitoare tot la voi să apeleze că știe că ați mai făcut-o și altă dată, sau învățați și voi să spuneți nu. E greu, așa este, dar de undeva trebuie să începeți și de ce nu astăzi?
Dacă aveți și voi altceva de făcut, că se apropie weekendul și aveți tot dreptul să vă eliberați de sarcini, de ce să nu rupeți ațele alea care, ca pe o marionetă, cineva le manevrează? De ce să nu le rupeți de pe mâini și să fiți liberi? Pentru că persoana aceea, cu talent, că se pricepe să învârtă cuvintele, face cam multe din voi și voi îl cam lăsați din amabilitate, din iubire, din faptul că nu vă puteți concentra la altceva și acceptați să fiți condus de această persoană. Nu faceți asta. Nu. Nu acceptați. Deci învățați să spuneți nu și e primul pas către a vă elibera și voi de manipulatori. Mai pe față sau mai din umbră, că pot fi și vizibili, dar și ascunși în spatele unor măști foarte meșteșugite. Wow! Mulțumim! Am făcut 10.000 de abonați, exact ce ne doream! Sper că ne adunăm în continuare! Acum ne-am stabilit targetul de 1.000.000? E, bun, o să dureze câțiva ani până atunci, dar de undeva trebuie să pornim. Și pornim de la 10.000 de abonați. Vă promiteam zilele trecute că în ziua sau imediat după ce vom împlini 10.000 de abonați, vom oferi un cadou. Un cadou cu ceea ce știm noi să facem mai bine, adică astrologie. Deci, vă invit pe pagina de Facebook, o găsiți în descriere. Dați like și scrieți-ne ceea ce vi se cere în acel mesaj de prezentare a, hai să zicem, darului nostru de 10.000 de abonați. E un dar pe care Acvaria vi-l oferă cu drag și sunt și eu alături de ea să o ajut. Deci, intrați pe pagina de Facebook și vedeți mai multe informații. Vă mulțumim! Leii sunt foarte generoși astăzi. Sunteți un suflet cât casa, cât Universul. Atâta dragoste aveți de oferit. Voi sunteți de felul vostru foarte afectuoși, mai ales când e vorba de persoane față de care aveți o afinitate cu totul specială. Iar astăzi aveți câteva persoane care ajunge doar să vă dea un telefon și să simțiți în glas că se întâmplă ceva și veți fi acolo alături. Și aceștia pot fi părinții, bunicii. Săriți imediat în ajutorul lor dacă vedeți sau auziți sau simțiți că ceva nu e în regulă cu ei. Posibil ca o persoană mai în vârstă sau, mă rog, mai neputincioasă din anumite puncte de vedere să apeleze la voi pentru că voi puteți face foarte multe. E, acea persoană nu prea poate și o să-și arate neputința, limitele, neajutorarea în anumite privințe și norocul lor se pare că sunteți voi. Că imediat săriți în ajutorul lor, faceți voi lucrul ăla, poate o faceți și la modul caritabil, deci nu e musai un părinte, poate vreți să fiți de ajutor cuiva care trece prin niște momente mai dificile și găsiți acest moment de a dărui, de a face o faptă bună, de a da cuiva de pomană, de a munci în beneficiu altora, a societății, să zicem așa. Deci e o muncă voluntară pe care o faceți cu inima deschisă ca să aduceți un zâmbet sau o clipă de liniște cuiva aflat în impas. Mai degrabă către persoane mai în vârstă aveți această predilecție sau spre animale sau spre copii, deci oameni care cu adevărat au nevoie de mila voastră, de grija voastră, nu sunteți, cel puțin azi, ușor de păcălit de alții care pot profita de munca voastră. Nu, vă veți dedica activitatea, efortul, timpul, banii, energia celor care cu adevărat nu pot sau n-au de la cine primi acel ajutor. Și sufletul vă va fi împăcat la sfârșitul zilei că ați făcut un gest umanitar, caritabil, frumos, creștinesc, cum s-o numi, pentru bucuria, măcar de câteva clipe, a cuiva. Fecioarele au o imaginație foarte bogată astăzi, iar din această fantastică imaginație se pot naște lucruri foarte palpabile. Veți combina foarte bine inventivitatea la nivel teoretic, mental, gândurile alea care nasc tot felul de idei ciudate. Unii s-ar putea să nu vă recunoască, pentru că voi sunteți de felul vostru mai
productiv, voi când vă apucați de inventat ceva, faceți lucruri care se văd. Ei, de data asta, mulți spun că sunt caii verzi pe pereți, că visați, că sunt fluturași care zboară în mintea voastră, dar sunt fluturașii voștri. Și sunteți convinși că din această efervescență creatoare pot ieși lucruri foarte interesante. Dacă puneți în practică aceste idei atât de zburdalnice, pot ieși lucruri nemaipomenite, care pot fi și palpabile, așa cum faceți voi de obicei. Poate chiar aveți nevoie de cineva. Astăzi voi sunteți, de exemplu, creatorii, cei care stau și inventează lucruri nemaipomenite și să aveți nevoie de cineva alături care să pună în aplicare ceea ce voi doar vă imaginați. Sau doar rămâne ca o idee așa pentru perioada imediat următoare să o și transpuneți în fapte, nu doar la nivel de vis, așa cum se întâmplă azi. Dar, apropo de vis, chiar vă puteți gândi mai atent ce vise vă trec prin cap astăzi. Că s-ar putea să nu rămână doar vise, s-ar putea să fie primul pas, startul către niște schimbări palpabile, vizibile, constructive din viața voastră. Dar de undeva trebuie să porniți. Și acelea sunt gândurile. Gândul se transformă în realitate, în curând, punându-le evident la treabă toate acestea, dar deocamdată vă place să le lăsați să zburde în voie și să vedeți ce se naște în mintea voastră astăzi, că se nasc lucruri chiar interesante. Am ajuns la balanțe, care, deși Venus în conjuncție cu Jupiter ar trebui să vă ajute în foarte multe privințe și să vă dea energie pozitivă, să vă dea un sentiment așa de eliberare, de să faceți ce vreți, ei nu prea puteți azi să faceți ce vreți. Pe semne că sunteți prins în niște activități care nu vă permit momentan libertate de mișcare și până nu le duceți la capăt, nu vă puteți gândi la altceva. Sunt niște obligații, niște datorii, nu înseamnă că vă fac plăcere, e musai să le faceți. Chiar și dacă stați peste program, chiar și dacă vă mai luați să lucrați și acasă, e musai. Altfel le veți duce așa în spate ca pe niște poveri și nu puteți să intrați în weekend cu niște treburi nerezolvate. Veți face tot posibilul astăzi, chiar de-ar însemna un efort suplimentar să vă eliberați de aceste îndatoriri, obligații. Că-s de serviciu, că-s de familie, că e o promisiune făcută cuiva, că e un angajament pe care nu l-ați onorat și faceți tot posibilul să vă eliberați de el astăzi, faceți acest efort, că după aceea veți simți dintr-o dată că ați scăpat de niște greutăți de pe suflet, de pe minte, din spinare și după aceea veți putea să vă gândiți și la părțile bune ale conjuncției Venus-Jupiter de care și voi aveți parte. Dar primul lucru, căutați să vă eliberați de măcar cea mai grea sarcină a acestei zile. Poate și de 100 altele mult mai mici, dar există una grea față de care trebuie să arătați o atenție specială și dacă reușiți să o ștergeți pe aceasta de pe listă, veți vedea dintr-o dată că n-a mai rămas mare lucru de făcut și vă veți simți și voi mai liberi din anumite puncte de vedere. Scorpionii sunt foarte blânzi astăzi, deși îl aveți pe Marte la voi în zodie, care clar pe voi o să vă agite din plin și o să vă încarce de foarte multă energie, mă rog, de toate felurile, și energie constructivă și mai puțin constructivă. Dar nu astăzi. Astăzi reușiți să vă scoateți la iveală latura sensibilă, pe care rare ori o arătați. Voi păreți niște bătăioși, niște luptători, niște eroi în armură strălucitoare, așa vă place să vă vadă lumea, dar astăzi arătați că în spatele acestei armuri este și un suflet sensibil, este și un suflet vulnerabil, că și voi puteți fi atinși și voi puteți fi răniți de o vorbă, de un gest, de un ceea ce a făcut altul.
Și vreți un pic de milă. Nu e genul vostru. Nu sunteți genul care cere milă, care tânjește după milă. Nici vorba de așa ceva. Dar astăzi aveți voi nevoie de protecție. Aveți voi nevoie de iubire, alinare, balsam, grijă, protecție. De parcă voi ați fi un pisoi rănit care vine și caută alături de cineva puțină grijă. Și există cineva care vă oferă această grijă. Asta este important. Totul e să arătați că aveți nevoie de această grijă, să nu lăsați orgoliu să vă domine și să spuneți nu, eu n-am nevoie de ajutor, eu sunt tare, eu sunt grozav. Sunt momente în care, dacă chiar nu puteți și nu puteți să treceți peste niște hopuri și nu găsiți soluții și nu știți ce aveți de făcut, nu e nicio rușine să arătați că nu puteți, nu știți, nu găsiți cale, că sunteți rănit, că regretați, că vă pare rău, că aveți și voi un sufletel acolo. Deci lăsați și scorpionuțul ăla mititel din suflet să-și arate vulnerabilitatea, fragilitatea, că cineva vă poate ajuta să depășiți acel impas pe care orgoliul nu prea vă lasă să-l acceptați ca să fi blocat în el. Îl veți trece fără doar și poate, acceptându-vă fragilitatea. O femeie puternică să arate că totuși e femeie. Un bărbat puternic să arate că are și el un suflet acolo și nu e doar un luptător. Sigur există și scoateți-l la iveală că nu vă va judeca nimeni pentru asta. Săgetătorii se simt un pic deși, tot zic acest deși, vedeți, deși Venus și Jupiter e la voi acasă, se întâlnesc, vă aduc noroc cu carul, vă dau tot ce aveți nevoie pentru o zi și nu numai o zi, o săptămână întreagă minunată, ba chiar și un final de lună minunat, voi sunteți niște plângăcioși. Aveți atâtea în buzunar și spuneți că n-aveți. E atâta lume care vă arată iubire și voi spuneți nimeni nu iubește. Vă înconjoară atâtea auspicii fericite și voi spuneți sunt cel mai nefericit. E o depresie acolo, e o anxietate, e o frică, vă simțiți un pic ca nimănui, fără motiv. N-aveți motive. La servici spuneți că toate greutățile sunt pe umerii voștri și nimeni nu vă ajută și nimeni nu vă înțelege. În cuplu spuneți partenerului că numai eu fac cu tare, numai eu mă sacrific, numai eu sufăr, deși nu este așa. În relația cu prietenii spune nimeni nu mă sună, nimeni nu mă caută. Sunt niște lamentări care nu-și au rostul, mai ales la unul ca voi atât de bine susținut de cele două planete din propria ogradă, e ca și cum aveți norocul la poartă și voi nu-l vedeți, voi vă cam izolați și spuneți, nu merit norocul ăsta, nu e pentru mine, ascunde ceva, îl am acum, dar mâine voi plăti dublu, îl am acum, dar mâine voi pierde, nu aveți încredere în acest noroc ce bate la poarta voastră. Și bineînțeles că nemulțumitorului se ia darul, cum se spune. Profitați de el, treziți-vă acum cât e la poarta voastră, că nu se știe cât stă acolo. Nu vă așteaptă o veșnicie să vă gândiți voi, dar poate totuși e al meu, e al vostru, puneți mâna pe el, nu vă plângeți. E ca și cum ziceam că sunteți ai nimănui, toată lumea gravitează în jurul vostru, dar poate unul singur nu gravitează și aveți tendința de a-i da pe ceilalți la o parte. Eu nu de ăștia am nevoie, deși sunt un milion de oameni acolo care vor să vă ajute, să vă sprijine, să vă aducă zâmbetul pe buze, să vă aducă un cadou, mai ales că începe și zodia voastră, nu uitați. Toată lumea vă ia în seamă, dar dacă voi vreți iubire sau noroc sau un semn sau ceva din cu tot o altă parte și nu vine de acolo, aveți tendința să vedeți doar ce lipsește, nu grămada de noroc pe care o aveți chiar acolo, în propria bătătură. Deschideți ochii, bucurați-vă de tot ce vi se oferă și nu vă mai plângeți de milă când
Chiar nu aveți motive să o faceți. Capricornii au o zi în care se simt un pic prinși în aglomerație. Nu e chiar atât de aglomerație precum vi se pare. Aveți doar tendința de a exagera un pic, că traficul e infernal, că pierdeți ore la semafor, în sensul giratoriu, în intersecții. Bun, asta pentru orașele mari, da? Cine știe, și pe alte străzi ale patriei o fi la fel. Pierdeți foarte mult timp și energie în chestiuni din acestea de tranziție, dintr-o parte într-alta, de la servici acasă, de acasă la servici, de acasă la magazin, de la magazin la părinți. Pierdeți foarte mult timp și lucrul ăsta pe voi vă irită, că voi sunteți o zodie care iubește timpul, apreciază timpul, prețuiește fiecare minut sau fiecare oră, încât tot acest consum vi se pare o risipă, să irosiți timp atât de bun pe trafic, de exemplu, sau pe drumul de colo-colo, când poate ați făcut lucruri mult mai bune în acel moment. Ba chiar și o ieșire în oraș pentru voi, chiar dacă are rolul de a vă detașa, de a vă elibera, de a vă relaxa, s-ar putea voi să spuneți, măi, în timpul ăsta cât aș fi putut face eu dacă nu stăteam aici la o pizza cu prietenii. E senzația asta că pierdeți timp bun, prețios, de valoare, ieșind în oraș, mergând, călătorind, plimbându-vă de colo-colo, umblând prin instituții, prin magazine. Dar asta este, face parte din programul, mai ales într-o zi de vineri când vă pregătiți pentru weekend, clar că veți consuma ceva timp și cu astfel de activități. Da, consumatoare de energie foarte multă, dar face parte din program. Nu le considerați timp irosit, că nu e chiar așa. Voi, vărsătorii, aveți o zi în care lucrați foarte mult, ba chiar s-ar putea să lucrați și peste program, s-ar putea să nu duceți tot ce v-ați propus la îndeplinire, încât s-ar putea să fiți cel care închide firma, care pleacă ultimul, care stinge lumina. Poate nu v-ați terminat treaba și șeful v-a zis treaba, da, rămâi peste program, fă-ți targetul, sau poate de la voi citire vine lucrul ăsta și spuneți, măi, până nu-mi termin treaba, eu nu am timp de weekend. Sau poate ca să vă permiteți după aceea 2 zile de weekend fără nicio problemă, spuneți, ia să mai rămân eu o oră după orele de serviciu să-mi duc treaba la îndeplinire, că veți reuși. Poate nu sunt niște activități foarte complicate cele care au mai rămas, dar poate mai trebuie să dați un telefon cuiva, poate trebuie să vă asigurați că a ajuns un dosar pe undeva. Greu de crezut că după orele de lucru cineva vă mai răspunde pe la vreo instituție, dar poate mai aveți niște ultime contacte de stabilit, chiar și după ora închiderii, cum s-ar spune. S-ar putea să vă cam prindă noaptea, noaptea târziu, nu că acum se luminează, se întunecă repede. S-ar putea să vă prindă o oră mai înaintată din noapte încă la muncă. Sau poate, dacă aveți lucru de noapte, să fie o noapte foarte plină acolo. În tura de noapte să fie mai ceva decât dacă ați fi lucrat în tura de zi. Se întâmplă, mai sunt și momente când se aglomerează programul după programul altora. Și iată, am ajuns și la ultima zodie și după aceea intrăm frumos în weekend. Și ultima zodie e un pic ipohondră, adică pești. Voi pești vă temeți astăzi de orice, orice legat de sănătate în special. Lucrați cu unelte și aveți tendința să le igienizați, să le spălați, să le curățați, ca nu cumva să fie pline de microbi, de vaselină, de virus de la alții citire. Dacă vă aflați în spații aglomerate, vă cam spune un pitic acolo pe creier, nu te apropia de ăla că a strănutat, cine știe ce boală are, nu te apropia de ăla că e cam murdar. Aveți tendința asta de a exagera, dar poate cu bune intenții, de a exagera cu igiena și cu sănătatea și cu grija și cu protecția acestor aspecte din viața voastră.
Poate sunt persoane bolnave în jur și nu prea vreți să vă molipsiți și voi de la ele, ca atare le țineți un pic la distanță. Sau voi, dacă voi sunteți într-o pasă proastă, nu sunteți foarte sănătoși, ați vrea cumva să vă izolați ca să nu deranjați pe ceilalți că strănutați din 5 în 5 secunde sau că mai aveți guturai sau ceva. Sănătate, nevoia de a vă păstra sănătatea sau de a îi proteja pe ceilalți, vă face să vă izolați un pic. Vă duceți în camera cealaltă, vă duceți în birou din capătul celălalt al încăperii, simțiți așa nevoie să vă izolați din cauza hiperprotecției. Unii ar spune că e ipocondrie, că exagerați de acum, dar pentru voi e grijă, e protecție, să vă vedeți de propria sănătate. Că simțiți așa că nu sunteți în formă maximă, deși Jupiter cu Venus ar trebui să vă ajute de minune, dar nu sunteți, vă simțiți un pic fragilizați. Și poate ați muncit mult în ultima vreme și sunteți obosiți, se simte în corp această extenuare, această supra-solicitare și simțiți că dacă vă expuneți la un oarecare factor de risc, în mulțime, că acolo colcăie virusii, puteți fi imediat afectat. Dacă nu, cumva, deja simțiți pe undeva că vă deranjează vreo problemă de sănătate. Ocupați-vă deci de sănătate, că e o zi prielnică din punctul ăsta de vedere, ca să vă simțiți din nou, măcar în siguranță, dacă nu mai sănătos. Vă doresc o zi bună, norocoasă, datorită lui Jupiter și Venus, cot la cot, umăr la umăr. S-ar putea să le și vedeți la apus, după ce apune soarele, uitați-vă un pic spre apus și veți vedea două planete alăturate, foarte strălucitoare, sunt cele mai vizibile pe cer. Acelea sunt Jupiter și Venus, alături, umăr la umăr, sărutându-se.